Luna Diasporei se va desfășura anul acesta în perioada 22 iulie-31 august. În cadrul acțiunii vor avea loc întâlniri cu românii din străinătate și se va inaugura drumul Via Transilvanica la Mănăstirea Putna. Totodată vor avea loc diferite manifestări culturale și sportive, precum Festivalul Meșterilor Populari la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, întâlniri bucovinene la Câmpul Lung Moldovenesc, Turneul Internațional de Fotbal pentru Juniori, 4 regiuni pentru Europa la Suceava. Mai mult vor fi organizate dezbateri pe tema copiii românilor din diaspora. La Putna Cacica și Hagi Gadar va fi programată acțiunea Pelerin în Bucovina, la Cetatea de Scaun a Sucevei, Festivalul de Artă Medievală și Bucovina Rock Castle, iar în Masivul Rarău, Sărbătoarea Muntelui. Noutatea de anul acesta nu va mai avea loc mitingul aviatic Suceava Air Show.